dragii mei. Deja cred că am ceva prezentare la lansete. Salutare și bine v-am găsit. Astăzi am venit la o partidă de pescuit pe lacul Nicmar Clinceni, a doua partidă în două săptămâni. Am revenit pe Nicmar Clinceni în speranța că ne vom lua revanșa de data trecută și vremea este mai bună, că data trecută mai cald astăzi. Am ales tot Nicmar Clinceni pentru că vreau să prind aici, vreau să am activitate aici, măcar o prezentare să am aici, pentru că toată lumea vorbește de bine de această baltă. Data trecută am pescuit cu nadă pe bază de făină de pește, cea anume Method Yellow, iar astăzi am ales să pescuiesc cu Tupamix Green Betain, în combinație cu micropelete de 2 mm de usturoi. Astăzi am venit la pescuit cu doi prieteni, cu Iulian de data trecută și cu încă un prieten. Ceilalți nu au vrut să vină. Atențiune, sfinții pescari, data viitoare nu vă mai iert. Ce să zic, pescuim cu trei lansete și am mai luat un feeder să mă juc undeva în... Găsesc un prag undeva 40-50 de metri, nu știu, să vedem. Asta să-mi doresc să încerc să găsesc un prag. Iar cu lansetele pescuim undeva la baliză, la un metru de baliză. Deci am avut ceva activitate la lansete. Acum că o fi fost din cauza pontonului că mă mișc pe el sau a trecut ceva pe acolo, nu știu. Ce să zic? Suntem aici pe standul 12, pentru că 12, 13 și 11 cred că este acolo, sunt cam singurele dezghețate și lângă mine. Dar cam astea 4 standuri sunt dezghețate, restul este înghețat. Cred că pe malul opus mai este dezghețat. Dar în rest, standul 28, 27 și așa mai departe, 30 sunt înghețate, nu se poate pescui. Așa că am ales să, pentru astăzi am rezervat standul 12 și 13 pentru noi. Eu voi pescui pe 12 și 13 să merg cu ghinion. Ce să zic, până una alta mi-am aranjat lansetele, mai urmează să-mi aranjez feeder-ul și sper să ne vedem în continuare cu ceva activitate, să măcar astăzi să nu avem o lampă ca data trecută. Asta și vreau totuși să prind măcar un pește pe această baltă. Haideți că revenim cu filmare, sperăm cu drill-uri. La 11 și momentan nicio activitate. Am mai schimbat, am mai reîmprospătat, momentan nimic, toate standurile sunt ocupate. Iulica s-a dat jos de mașină, stai la bere, stai la căldură, mașină. Stai la feeder, că vezi tu când trage feeder-ul de acolo. Nimic. O să vezi când ți-l ia după suport, atât. Aha. Îl simți, da? Așa cum spuneam, ora 11 nicio activitate. Sperăm să revenim cu un drill. Momentan, nimic. Măcar vremea e frumoasă. Haideți să vă arătăm și cum mai este aici. Dar mai avem aici un pescar lângă noi, puțin mai în vârstă. Uitați-vă cu fratele Iulica. Uitați, alți pescari și alți pescari. Nimeni nu prinde nimic. Bine, este și frig afară, nimic de zis. Dar noi sperăm să capturăm ceva. Măcar un pește să capturăm. O vreme e frumoasă. Ia uitați, senin, senin, senin. Adie puțin vântul, dar în rest este o zi frumoasă, tare frumoasă. Ia uitați. Avem la apă 3 lansete și un feeder. Să sperăm că vom avea ceva activitate. Haideți să vă arăt și nada. Cam așa arată nada, hai să vedem dacă se vede la cameră. Uitați-o. Și cam așa arată nada, aici avem grumbaițul Tupamix Green Betain și aici micropelete de 2 mm de usturoi. Să vedem, poate reușim ceva. Văd că mai vin un pescar.
avem și un dip neon de usturoi. Uitați, dip neon de usturoi. Ce să zic, încercăm. Iar ca omele avem aici un pop-up de grill. Nu știu dacă se vede, dacă uitați, un pop-up de grill de 6 mm. Iar la feeder pescuim cu un dumbbells tot de grill de 4-5 mm, micuțe, finuțe. Pescuim cu un cârlig de 14. Pescuim cu un cârlig de 14 de la Trabuco și un rig de 10 de 0.10. Să vedem. Poate, poate. Încercăm și la finețe și mai așa. Nu mai am una aici, dar nu mai am uitați, capacul este fără etichetă, dar cam așa arată. Ia să vedem dacă uitați-le. Toate monturile sunt critic echilibrate. Ați venit în vizită? Uitați, același combo. Ne-am numerit amândoi. Mai mici cu tramul copios. Asta e la 320 și asta 270. Vreo 600 amândouă, da. Da, păi, păi și înainte dădeam cu de-aia, uite, am ăla, vezi? E special de feeder. Da, e special de feeder. Sună seama, nu? Sună, da. E mai interesant așa, dar acum am cum să spună, mai să uită mai fac un grătar mai bun și eu. Dau și mai mare. Am făcut și eu grăne, știi, că nu știu cu ce am. Mi-a dat aia de la... Da, eu am de la senzor, cred că am 50 de pachete. Toate modelele, toate națiile, toate... Am avut un destul. Asta e grim betaină. Am un grim de la 2.22. Bun. Da, dar nu mănâncă, noi am făcut un mix. Un mix, da. Am rupt-o pe 16, ultima dată am luat pe 16 decembrie, n-am mai venit. Așa. Și portul monitor jumate rumba și jumate micro. Nu are interes, nu. Ți-a spus aici să vă filmați când te pescuți. Da, pentru YouTube acum, să vadă băieții. Pe ce ai pus conta de asta? Pe YouTube sau pe... Pe YouTube, da. Pe Facebook nu pot posta. A, postești pe Facebook, la Sfinții Pescari acolo, să avem grup Sfinții Pescari. E grupul nostru, al meu, al băiatul ăsta și încă trei băieți. Am dus și eu acolo și m-am făcut un... E grupul nostru, da. Acum vă aștept și pe YouTube. Scrieți acolo fishcatcher. 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 Ia vezi, mă. Nu pe TikTok, pe YouTube. Ia vezi, mă, că vreau să trag. Da, mi-a lăsat-o în jos. Dar doar a lăsat-o în jos. Hai
nu ai nimic. Și o speranță. Păi acolo poți să stai cu ea în gură de lucru. Știu. Nu se mișcă. Prea asta înghețat. Îl scoți cu gheță pe el. Păi nu, tu mi-a lăsat-o puțin în jos. Și dacă a deplasat-o după substrat, la revedere. S-a pus vântul. Bă, nu știu, de tras s-a tras, dar nu se simte nimic, aia e mai prost. Băi, măcar am auzit sunetul, nu? La ce dai mutră? La pește. Era și păcat. Păi oricum nu era. Am avut plâncă, am văzut. Fratele nostru George, nu ne-e frică de absolut nimic. Nu dai cu stai 17 ca să duc spre 18. Du-te un pic. Dacă eram puțin o secundă deștept, dacă eram o secundă mai deștept. Dacă ești prost. Nu știa să plătești. Ce faci, unde? Băi,
da, ce ei n-au schimbat, mă? Bine, mă, dar ai stat-o lângă mine, Cătăline. Ai văzut? Ai văzut? Ai observat, ai... Poate ai observat puțin că a fost așa o... Nu, că schimbă mare, să știu, mă. Nu trebuie 17. Poate vântul ăsta urcând, poate că în față... Speram astăzi să am ceva prezentări. Vom mai sta în jur de o oră și jumătate până la ora 5 jumate. Să sperăm că între timp poate își va face apariția vreun crab. Momentan cam atât. Ce să zic? Am încercat, dar față de data trecută măcar am avut atras de două ori. Poate a treia oră cu noroc, să sperăm că prezentare măcar pește să aducem pe saltea. Ce să zic, rămâne cu speranța să vedem. Dar ăsta e pescuitul real. Prindem, nu prindem, noi venim la pescuit, că până la urmă de aceea vin la pescuit. Să pescuim, să încercăm să prindem pește. Nu ne garantează nimeni și nimic că vom prinde pește. Mai ales că temperatura nu este cea mai ok pentru pește. Peștele este apatic. Nu prea mănâncă în perioada asta. Probabil nici nu l-am găsit. Am căutat în toate direcțiile, din păcate, fără succes. Mai facem un ultim lanseu, este ora 4 și un sfert. Un ultim lanseu, stăm până la 5 și apoi strângem. Poate o prinde ceva. Lansăm și noi pentru ultima oară. Tu la fel, nu? Bine, la insistențele lui Claudiu. Păi da, dacă nu sunt eu, trebuie să fie cineva, nu? Așa faci și vara, Iulica? Am observat. E bine că am prins acum fără vânt.
Gata, unchiule? Și noi, da. Hai să mai stăm până la 5. E bine că n-ai vânt, frate, că dai unde vrei. Am înțeles. De-aia a rostul Iurică 60 de metri. Crezi că pentru el e ușor să lanseze 60 de metri? Tu dacă vrei să lansezi 60 și nu poți, că te duci în 90. N-am luat trecut pe partea aia, mi-am trecut pe partea asta. Mi-a pierdut un momitor pe acasă. Căsători am dat-o pe mal opus. Și am pus mâna pe tambor, stă ceva. Știu cum e. Sfârșit de partidă pe lacul Nicmaru Clinceni. Rezultatele pentru astăzi 0. Am avut decât două trăsături, una mai firavă, una foarte frumoasă, din păcate nu s-a înțepat. Este a doua oară când venim, a doua oară la rând pe lacul Nicmaru Clinceni, a doua lampă la rând pe acest lac. Probabil o să mai revenim, dar undeva la vară, când o să fie cald și peștele o să fie mai prezent, să putem avea activitate, să putem prinde un pește frumos, un drill, să avem un drill frumos, sau mai multe. Data viitoare vom schimba balta. Ce să zic, per total o vreme frumoasă, o baltă frumoasă, de aceea am și revenit. Și în speranța că voi prinde ceva a doua oară, chiar nu mă gândeam că voi avea a doua lampă la rând. Nu-i problemă, fish catcher filmează realitatea, nu edităm nimic, nu venim la pește doar sau punem clipuri pe YouTube doar când prindem. Noi punem, prindem, nu prindem, pescar ne numim. M-am apucat să strâng, am strâns feeder-ul, o să mă apuc imediat și de lansete. Ce să zic, vremea a fost frumoasă, a fost puțin vânt. Balta a fost plină, chiar a fost plină și nu mă așteptam să fie plină. Nici n-am avut, să zic, noroc de un stand foarte bun, standul 12, dacă, nu știu, pescuiam pe două standuri mai încolo și puteam să dau undeva înspre stuf, să, nu știu, mi se pare un loc mult mai bun aici. Nu zic că nu este ok, dar mi se pare mai ok să poți pescui mai spre stuf, unde sunt structuri. Acolo, aici văd lângă mine că sunt ceva structuri, de aceea și vecinul a prins un crab. Din păcate, când am venit eu și am rezervat, 12 și 13 era ocupat și era și înghețat, între timp s-a dezghețat acolo. Dar
aici am rezervat, aici am rămas, nu ne mutăm de pe un stand pe altul, ne asumăm, încercăm să facem tot ce putem, să schimbăm, să ne adaptăm în funcție de condiții. Nu am reușit să aducem pe saltea niciun crap. Din păcate, asta este. Ce să zic? Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Fish Catcher, oficial. Dacă vreți să vedeți un pescuit real, dacă vă place ceea ce fac, nu știu ce să zic. Să sperăm că o să ridicăm canalul cât mai sus, cu ajutorul dumneavoastră, așa că nu uitați, Fish Catcher, oficial. Până data viitoare vă doresc tuturor fire întinse, fumul mulinete, driluri frumoase și să postați pe grupuri sau unde sunteți, să postați capturile voastre. Pentru dumneavoastră a fost Fish Catcher și nu uitați, vă aștept pe canalul meu Fish Catcher oficial și pe grupul Fish Catcher și mai nou pe grupul Sfinții Pescar, care este un grup nou înființat și am văzut că am reușit să-l urcăm cât mai sus, așa că vă așteptăm și pe grupul Sfinții Pescari. Până data viitoare, vă doresc tuturor toate bune, pentru dumneavoastră a fost Fish Catcher.